caracter. Și puterea morții Domnului Iisus, cum se vorbea și de dimineață, și identificarea noastră cu Domnul Iisus în moartea Lui, îngroparea noastră împreună cu El, să reducă la tăcere aceste manifestări care seamănă cu stăpânitorul lumii acesteia. Cât de vulnerabili suntem, cât de atenți ar trebui să fim, cât de îngrijorați în sensul pozitiv ar trebui să fim. Doamne, în mine mai este. În Tine nu este nimic de la El, din El, dar în mine este. Termin imediat. Dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl. Teologic am înțelege așa. Dumnezeu nu are nevoie pentru împlinirea planurilor Lui de nimeni. Nu are nevoie de nimeni. El însuși este suficient să-și împlinească planul Lui. Și uitați-vă totuși în această taină de aici. Stăpânitorul lumii acesteia vine ca să facă cea mai urâtă lucrare. Și Sfântul acesta, Învățător și Domn, Mântuitorul nostru, zice, așa dacă aș putea să spun, am nevoie de El. Să vină! Va veni și prin ceea ce va face El, lumea va cunoaște că eu iubesc pe Tatăl. La noi când vine ispititorul ne gândim la cădere, ne gândim că nu se poate altfel, ne gândim că suntem vulnerabili, ne gândim că o să cădem. Dar acest model, acest Domn, acest om Iisus Hristos și în același timp Dumnezeu binecuvântat în veci, zice, vine. Pentru ca lumea să cunoască că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Nu vreau să intru acum și nici nu este timpul. Aș fi vrut doar gândul acesta că îmi stăruia așa un pic că să fie ca o cugetare pentru noi. Toată lucrarea de ocară, de dispreț, de batjocoră, de la Golgota, Domnul Iisus Hristos, cu toată ființa Lui, cu toată puterea Lui, cu toată ascultarea Lui, cu toată ființa Lui, și citim de aici, a vrut ca lumea să cunoască că El îl iubește pe Tatăl. Că a ascultat de Tatăl și că a transformat această jertfă într-o jertfă de ispășire, într-o jertfă de dragoste, într-o jertfă de ardere de tot, dar într-o jertfă de ispășire a păcatelor noastre. Jertfa de la Golgota este de ispășire, dar ispășirea are ca izvor, îl iubesc pe Tatăl. Tatăl a vrut așa ca să mor. Tatăl a vrut ca să-mi dau viața. Tatăl a vrut ca să sângele meu să curgă pe cruce pentru ispășirea păcatelor noastre. Să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl. Citiți și Ioan 17, acolo sunt alte taine. Mă gândesc așa, să putem cugeta mai departe asupra acestui loc. Dacă considerați în preocupările noastre cât de adâncă este Scriptura. Și dacă am pătrunde în adâncimea, în mesajele, în aplicația, în sfințenia, în părtășia Domnului Iisus cu Tatăl, atunci am fi eliberați de o grămadă de preocupări superficiale, de o viață neroditoare. Domnul să ne introducă și în seara aceasta și mai departe în această taină a acestei părtășii. Eu îl iubesc pe Tatăl și vreau ca lumea, cu atât mai mult noi, să cunoaștem această iubire mântuitoare. Iubirea Tatălui a însemnat mântuire pentru noi. Iubirea Tatălui a însemnat ispășire pentru noi păcătoși. Și cred că lucrurile sunt cam așa și închei. Dacă mă iubiți pe mine, o să-L iubiți și pe Tatăl.
Și dacă mă iubiți și ascultați de mine, o să vin cu Tatăl meu și cu Duhul Sfânt, Sfânta Treime toată, ca să locuim împreună. Este într-adevăr un mare har de a fi din nou împreună și a ne bucura de aceste comori, aceste adâncimi atât de minunate ale Cuvântului lui Dumnezeu. Aș dori să citim doar un verset la început, în Epistola către Filipeni, la capitolul 1. Capitolul 1 din Epistola către Filipeni. Filipeni, capitolul 1, versetul 29. Filipeni 1, 29. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Atât. Aș dori ca scurta meditație pe care o avem împreună acum să fie intitulată Este putere în laudă. Este mângâiere și îmbiorare în lauda noastră față de Dumnezeu. Și desigur în condițiile reale ale vieții noastre pe acest pământ, în aceste vremuri atât de grele și de întunecoase. Este o realitate atât de clară și de concretă pentru noi. Suntem confruntați cu suferințe. Nouă ni s-a dat harul nu numai ca să credem în Domnul Hristos, dar să și pătimim sau să suferim pentru El. E un har care are o dublă lucrare. Credință și suferință. Sunt legate strâns între ele. Și desigur, știm că avem un har al lui Dumnezeu prin care am fost mântuiți, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Credința vine ca un dar al lui Dumnezeu asociat imediat cu har. Și este un har al vieții de acum, prin care trăim. Harul acesta al lui Dumnezeu, care ne ajută în fiecare zi să putem birui toate ispitele, să fim plini de pace, de bucurie, în orice situație prin care trecem. Și desigur, este frumos să ne gândim, așa cum spune Apostolul Petru, să ne punem toată nădejdea în harul care ne va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Așteptăm un alt har. Trăim prin har, am fost mântuiți prin har, trăim prin har și așteptăm harul care ne va fi adus și care, desigur, va completa și va încununa mântuirea noastră prin răscumpărarea trupurilor noastre atunci când Domnul Hristos a venit pentru răpirea bisericii și vom fi îmbrăcați cei care vor rămâne pe pământ vii, îmbrăcați ca și ceilalți care vor fi înviați cu trupuri spirituale, trupuri cerești. Acum, sigur, sunt multe de spus, dar în esență trebuie să fim convinși că nu se poate credință fără suferință. Ne-am angajat pe un drum care este drumul Domnului Hristos și drumul lui a fost plin de încercări, de suferințe, de batjocuri și care au culminat prin răstignirea lui pe cruce la Golgota. Este un drum pe care noi urmăm pașii Domnului Hristos, este un drum în care trebuie să ne obișnuim și să acceptăm suferințele, încercările și necazurile. Desigur, ne punem întrebarea. Sunt suferințe, sunt încercări, dar ce facem noi în această situație? Noi de obicei ne îngrijorăm, ne frământăm, ne turburăm, ne pierdem pacea, ne avem îndoiele, avem situații, nu știm ce să mai facem, așa cum s-a spus și mai înainte. Sunt așa lucruri care parcă ne fac să ne gândim că suntem depășiți. Noi care știm că suntem credincioși, știm că suntem născuți din nou, știm că avem o experiență de credință de mai mult sau mai puțin ani. Și totuși nu știm cum să procedăm uneori în situațiile grele prin care Dumnezeu îngăduie să trec. Și desigur, am putea să vedem multe exemple în Cuvântul lui Dumnezeu. Ce au făcut unii oameni ai credinței în asemenea situație? Dar eu aș vrea să mă rezum în seara aceasta, în puține cuvinte, doar la un singur exemplu, cel mai frumos și cel mai înalt exemplu, exemplul Domnului Hristos, ce a făcut El într-un moment de mare dezamăgire, în urma unei lucrări
importante pe care a făcut-o în Galileea de Nord, în partea lui. Astfel, să deschidem și la Evanghelia după Matei, capitolul 11. Matei 11, versetul 20. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușe. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până în locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Iată deci, esența acestui text este primul verset. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui. Pentru că nu se pocăiseră. Nu e asta o situație atât de grea pentru Dumnezeu venit din cer, întrupat și făcând atâtea minuni și atâtea lucrări miraculoase în patria lui, în Galileea de Nord? E foarte greu să înțelegem sau să ne transpunem în situația Domnului Hristos. Câtă durere, câtă amărăciune, câtă contrarietate, câtă frământare ar fi putut să aibă El ca să vadă acest, dacă am putea să spunem în termeni omenești, acest faliment al lucrării Lui. Niciun rod este ceva care ne depășește gândirea noastră. Nu știm și nu putem să înțelegem, nu putem să ne transpunem în situația Domnului Hristos în acest moment de disappointment, cum am spune în engleză, în acest moment de dezamăgire totală, de durere, de suferință. Ce face El în acest moment? Ce face Domnul Hristos? Vorbește cu ucenicii în care mai putea să găsească o mângâiere, să găsească măcar în privirea lor un zâmbet de înțelegere. Nu. Se duce direct la Tatăl. Și iată ce citim în versetul următor, 25. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis, Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Iată ce face Domnul Hristos. Îi mulțumește lui Dumnezeu. În Bibliile americane se spune, îți mulțumesc. În Biblia noastră parcă e mai frumos, mai mult. Te laud, Doamne, te laud. Putem noi să lăudăm pe Dumnezeu când trece prin asemenea încercări, prin greutăți, prin suferințe, îndelungi, prin rugăciuni la care nu primim răspuns. Sunt situații, să știți, care probabil se întâlnesc la mulți credincioși. Se roagă ani de zile și nu primesc un răspuns. Ce poate să fie aceasta? Să-i ducă la deznădejde? Să-i ducă la tulburare? Să-și piardă aproape și credința? Să-și piardă cumpătul? Să știți că atunci când nu primim răspunsul la Dumnezeu, nu este numai că n-ar fi voia Lui ca să ne răspundă, dar este încercarea credinței noastre. El vrea ca să aibă încredere în noi, să conteze pe noi, pe credincioșia noastră față de El, să vadă că suntem oameni în totul predați Lui, curați, sfinți, așa cum am văzut acum pe Dumnezeu, că s-a vorbit. Sigur, sunt multe lucruri de spus, ați văzut. Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți. Mă gândesc ce fel de oameni înțelepți și pricepuți trebuie să fi fost în nordul Galilei, în Capernaum, în Betsaida, de unde era Petru și Andrei, fratele lui. Erau oameni simpli și la Capernaum. Vor fi fost și oameni mai învățați, dar vedeți, nu contează numai nivelul de cultură sau de învățătură pe care îl are un om ca să aibă o inimă împietrită față de Cuvântul lui Dumnezeu. Dar totuși sunt lucruri ascunse pentru cei înțelepți și pricepuți. Nu în sensul pozitiv al Cuvântului, o înțelepciune de sus,
dar o înțelepciune omenească care le dă o mândrie și o încredere în ei. Așa cum s-a mai spus și la conferință, natura păcatului nu este numai ca să faci rău sau să faci sau imoralitate. Natura păcatului este ceea ce este în noi, care ne face să ne încredem în noi, să ne vizuim pe noi. Că noi suntem în stare să putem face totul, să trecem prin toate cu bine. Și apoi, în asemenea situații, aproape că nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Este o situație paradoxală. Un credincios care să ajungă în starea de a nu mai conta pe Dumnezeu. Mai ales dacă nu răspunde sau nu primește răspuns la anumite rugăciuni. Dar să știți, Dumnezeu în bunătatea Lui are milă de noi și vrea să ne smerească. El ascunde lucrurile acestea ale Scripturii, ale Cuvântului Lui, ale revelațiilor Lui, de cei înțelepți și pricepuți, care au inima închetrită, o inimă închisă, dar le descoperă pruncilor, adică oamenilor smeriți, care sunt ca niște copii, oameni cu inima deschisă. În privința aceasta, aș vrea să vă spun un lucru. Noi de multe ori ne gândim că mergem pe drumul spre desăvârșire. Dorim să fim mereu cu un pas mai sus, un pas mai sus în creșterea noastră spirituală. Vrem mereu să creștem, vrem să progresăm, vrem să propășim. Și ne gândim așa, cum să facem, cum să... Ne rugăm, căutăm să fim mai smeriți, căutăm să fim mai ascultători de Dumnezeu. Dar să știți, în esență, Dumnezeu caută și privește mai mult la motivații, la ce urmărim noi, la ce este mai profund de inima noastră. De exemplu, El vrea să vadă în noi o deplină sinceritate. Sinceritate față de El. Asta însemnează să ai o inimă deschisă pentru El, pentru cuvântul Lui, pentru ce vrea El în viața ta. Și atunci, iată, am putea înțelege ce însemnează că Dumnezeu descopere multe revelații din cuvântul Lui pentru cei credincioși, desigur, în primul rând, în cazul nostru în care discutăm acum, așa, dacă avem o inimă deschisă, în sensul că suntem sinceri înaintea Lui și suntem smeriți ca niște prunci. Și iată mai departe spune, da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Iată cum acceptă El această situație. El nu se tulbură, El nu se amărește. Probabil că în inima Lui sigur a fost o dezamăgire, dar El poate să rezolve această problemă printr-o tainică legătură cu Tatăl, prin această atitudine de laudă și de acceptare a voiei Lui. Tată, te laud pentru că așa ai găsit Duhul. Dar iată, Galileea de Nord nu i-a dat nimic Domnului Hristos, niciun rod. I-a dat amărăciune, i-a dat dezamăgire. Ce-i de Dumnezeu? Iată ce spune mai departe. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Într-un moment ca acesta de dezamăgire, Domnul Hristos face o descoperire, probabil ucenicilor care le spunea. Acum, în această situație dificilă în care noi am crede că Domnul Hristos este într-o stare depresivă, El spune, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Era o autoritate, o suveranitate prin care Dumnezeu îi împăca inima Domnului Hristos, îi umplea inima de pace și de bucurie și de mângâiere. Iată sursa și pentru noi de mângâiere și de bucurie și de menținerea păștii și a unui echilibru lăuntric în situații grele, venind la Dumnezeu, mulțumindu-i, lăudându-l pentru tot ceea ce îngăduie El în viața noastră. Și aș vrea să închei tot cu o poezie scurtă. Să vedeți dumneavoastră un preot ortodox care în timpul comunismului a fost la noi în țară arestat în 1948 și a fost închis până în 1964. El era un om cucernic în felul lui, probabil că până la urmă chiar a fost mântuit, nu putem ști. Dumnezeu, vom descoperi în cer multe suflete care noi am crezut aici pe pământ că nu sunt mântuite și vom avea revelații mari în cer. Iată ce spunea el. A făcut o scurtă poezie pe care noi am aflat-o în perioada aceea, dar dacă te prindea securitatea, dacă auzea securitatea că cunoaștem această poezie, puteam să intrăm să fim arestați. Iată ce spunea el. Doamne, fă din suferință pod de aur, pod înalt și din lacrimi fă velință ca într-un pat afund și cald. Din lovirile nedrepte faguri facă-se și vin. Din frângeri scări și trepte, din căderi urcuși alpin. Și din fie ce dezastru și suspin închis în piept
Doamne, fă-le stun albastru și un zâmbet înțelept. Aceasta este viața de credință. A primit, a acceptat tot ce îngăduie Dumnezeu în viața noastră și a lăudat pe El și a rămâne credincioși Lui ca să slăbim numele Lui în fiecare zi din viața noastră. Amin. Amin. În primul rând, doresc să mulțumesc fraților care l-au invitat pe fratele meu, Daniel Constantinescu, să vină la conferință, pentru că el a intenționat să vină, dar a intervenit o situație familială care a făcut ca să nu fie posibil acest lucru, dar mi-a spus să vă rog să transmit că va căuta cu primul prilej posibil să poată să vină să participe la această conferință. În lucrarea pe care Dumnezeu o face pentru răspândirea mântuirii care se capătă prin Domnul Iisus Hristos, un loc special la cei care fac parte din familiile credincioșilor. Sunt mulți credincioși care suspină și plâng în rugăciune către Dumnezeu pentru întoarcerea copiilor și al altor rude apropiate. Și este o luptă a rugăciunii și o luptă a credinței ca cât mai mulți din cei din familiile credincioși să vină la Domnul Iisus. Aș vrea să vă spun că acum câțiva ani fratele meu Teodor Constantinescu era la podul Dâmboviței suferind de un cancer pancreatic și se apropia clipa plecării lui acasă. Credincioșii din podul Dâmboviței s-au gândit să-i facă o vizită acasă și să vorbească cu el. Și-au venit să stea de vorbă cu el și fratele meu, Coco, le-a spus aceste cuvinte. Eu sunt bolnav și socotesc că în curând Domnul mă va chema acasă. Aș putea să-L rog pe Domnul să mă vindece și să continue să-mi dea viață, să trăiesc împreună cu familia mea. Dar socotesc că cel mai potrivit lucru pe care să-l cer Domnului este să se facă cu mine voia Domnului. Și le-a spus credincioșilor, singurul lucru pe care îl rog este ca cu mine să se facă voia Domnului. După ce credincioșii au plecat la casele lor, dânsii discutau. Noi am venit să-L încurajăm pe dânsul și ne-a încurajat dânsul pe noi. Și într-adevăr, nu după mult timp, Teodor a plecat la Domnul Iisus, dar a plecat cu cuvântul mântuirii și cu bucuria mântuirii pe buze, a plecat acasă la Domnul, așa cum este făgăduința pe care o face cuvântul lui Dumnezeu. Anul trecut, fratele meu cel mai mare, doctorul Cornel Constantinescu, a plecat acasă. Soția lui, necredincioasă, a spus familiei noastre, eu vreau să-L mormântez în credința pe care am moștenit-o de la părinții mei. Și
i-a spus, ești liberă să hotărăști aceasta și i-au făcut înmormântare lui Cornel cu preot. Deși Cornel mărturisise că s-a întors la Dumnezeu și că l-are pe Domnul Iisus ca mântuitor personal. A venit preotul, a făcut o slujbă religioasă și după ce a terminat slujba, a spus, dacă mai are cineva de spus ceva. Și atunci fratele meu, Daniel Constantinescu, s-a scurat și a spus că Cornel, ca medic, a fost un doctor de mare succes. Și foarte mulți se pot întreba, care este secretul acestui succes? Și secretul acestui succes a fost că Cornel, la un moment al vieții lui, l-a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor. Și cel care i-a dat succes în viața lui profesională și în toate celelalte